Graba și neatenția au stat la baza accidentului care a avut loc astăzi pe drumul național 7 în localitatea Drăganu. Un bărbat în vârstă de 38 de ani din municipiul Timișoara, care conducea un autoturism din direcția Râmnicu-Vâlcea către Pitești, a depășit coloana de mașini care se afla în fața sa și a lovit 3 autovehicule care circulau din sens opus. În urma impactului, autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 63 de ani din municipiul Arad a fost proiectat în șanț și a luat foc. Eu veneam de la Râmnicu-Vâlcea și el a depășit linia continuă. Depășit linia continuă, a croșat unul de unde doar al ăsta și mine s-a băgat în plin. Când s-a băgat, m-a întors invers și a luat mașina foc. Și eu am putut numai să o scot pe nevastă-mea și să ies și eu, că am ieșit pe geam, că nu puteam deschide ușile. Ușile tăteau în marginea șanțului. Și acolo am avut bani, am avut actele, am avut tot, nu mai am nimic. Totul ars, n-am mai putut să recuperez nimic. N-am avut ce să fac. A intrat în plin, în linie continuă, a depășit toată coloana și direct că noi s-a oprit. O a croșat pe ăla din față, s-a băgat direct în mine. Eu n-am avut unde să trag mai mult dreapta, că mă răsturnam. Din accident a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 60 de ani din municipiul Arad, pasageră în autoturismul care a luat foc, și a unei minore de 9 ani, pasageră în celălalt autoturism lovit. Evenimentul rutier s-a comis pe drumul național 7, raza comunei Drăganu, județul Argeș. Conducătorul autoturismului pe care îl avem în imagine în spatele nostru circula pe relația Vâlcea către Pitești. Din primele cercetări rezultă că acesta s-a angajat în depășirea neregulamentară a coloanei de autovehicule ce rulau în fața sa, intrând în coliziune cu 3 vehicule ce rulau din sens invers către Râmnicu-Vâlcea. Din impact, unul dintre cele 3 autoturisme acroșate de acesta s-a răsturnat în șanțul ce mărginește partea carosabilă și a luat foc. Au fost solicitați la fața locului prin apel unic de urgență ambulanța, pompierii și poliția și s-a reușit lichidarea incendiului în timp foarte scurt. Nu au rezultat victime, ci doar o pasageră din autoturismul care a luat foc cu un atac de panică, din ce am înțeles de la serviciul de ambulanță. Incendiul a fost stins de către pompierii piteșteni, iar intervenția promptă a făcut ca flăcările să nu se propage la o stație PECO aflată în apropiere. Pompierii de la detașamentul Pitești au fost solicitați să intervină în această după-amiază pentru stingerea unui incendiu la un autoturism care a fost implicat într-un eveniment rutier cu 2 autoturisme și o auto-utilitară. În urma evenimentului au rezultat 2 victime asistate de către echipajul SMURD. Acestea nu prezintă leziuni grave, una este cu atac de panică, iar una are un traumatism la un membru superior. Din fericire, nu au fost persoane încarcerate, iar incendiul produs la autoturism nu s-a extins la o pompă de extracție petrol din apropiere. Traficul rutier în zonă a fost blocat pentru aproximativ o oră pentru a permite accesul pompierilor militari, SMURD și al polițiștilor. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.